Haideți să fie cu bună dimineața și bine ați venit pe acest canal. Înainte de a vă prezenta noutățile, vreau să răspund la câteva întrebări adresate de un vlog spectator pe Instagram. O primă întrebare: care a fost motivul de te-ai apucat de porumbei? Bă, motivul este unul inutil. Tot a plecat de la niște guțani, cum probabil la mulți a plecat pasiunea asta de porumbei de la niște guțani. Eram prin clasa 8-a și aveam o oră liberă. Mă uitam pe geam la niște guțani și am zis că, bă, ce-ar fi să mă apuc de porumbei? În momentul ăla băgam guțanii și celelalte rase de porumbei în aceeași oală. Nu făceam diferența între voiajor, dragon, creț, înfoiat, paname. Nu-i diferenția. Eu fiind în clasă cu nepotul vecinului meu, i-am cerut numărul. Bun, ajung acasă, îl sun pe vecinul meu, îi spun cine sunt, bine, cunoscându-mă foarte bine pentru că mă duceam aproape zilnic pe la nepotul să ne jucăm fotbal, mă rog, ne chemam câțiva prieteni și jucam fotbal ca pe timp, frate. Porți din doi bolovani. Acum, nu, domnule, păi ce, suntem noi să jucăm fotbalul pe Maidan? Jucăm în sală, bă, nu suntem jucători de top. Ne comparăm cu Messi și Ronaldo noi. Da, hai să trecem la subiectul porumbei, lăsăm fotbalul deoparte. Mi-a spus că momentan nu are, dar o să-mi dea, o să mă rezolve cu o pereche. Bun, trece o perioadă, pe strada unde stă vecinul meu, mă rog, uliță, cum spunem noi, iese o brutărie și noi luăm pâine de acolo. M-am întâlnit cu el și m-a întrebat dacă mai vreau porumbei. I-am spus că da, mai vreau. Bun, hai să-ți dau. Mi-a dat o pereche de corțituri, pui. S-au nimerit fix două femele. Abonații de la începutul acestui canal, cred că le mai știți. Este vorba despre corcitura care a fost pereche cu gălățeanul bătrân și încă albă. Aia albă nu mai știu cu ce era pereche. Omul mi-a spus, când prinzi puțin experiență cu porumbei, o să-ți mai dau și alți porumbei. Mă rog, după o perioadă am mai fost pe la el, tot la fel, să mă joc fotbal cu prietenii. Când am terminat noi meciurile de fotbal, am mai stat puțin de vorbă cu el și a zis că, bă, hai să-ți mai dau o pereche de porumbei. Mi-a dat doi jucători. Gălățeanul bătrân negru și cu frasul de cuib un bobat frumos. Mi-a fost foarte drag porumbelul ăla, frasul gălțeanului bătrân. Dar din păcate Uliu nu m-a lăsat să mă bucur de el. Oricum știți foarte bine că și gălțeanul bătrân mi-a fost un porumbel extraordinar de drag. Deci n-avea preț, era neprețuit porumbelul ăla. Deci cam ăsta ar fi motivul cum m-am apucat eu de porumbei. O altă întrebare: de unde ți-a venit ideea? Bă, am spus la început de clip că toată treaba a plecat de la niște guțani, deci nu mi-a dat nimeni ideea. O altă întrebare: cine m-a ajutat în sportul colombofil? Bă, la adresa porumbeilor vecinul meu. Dacă nu era el, n-aveam eu ce am actualmente în coteață, da? Asemenea păsări. Și poate aveam acele curcituri și eventual perechea de înfoiați pe care am dat-o de foarte mult timp. Nu scoteam absolut niciun pui din ei, nu știu ce aveau și i-am dat. Da, deci asta a fost. A, da, și ultima întrebare: de ce nu-mi place să cresc rasă grea? Două motive. 1. Nu mă ajută voliera și 2. Nu mă atrage rasa. Dacă nu câștigam eu puiul de la Alex Boncan, eu nu aveam un plan să aduc nicio femelă standard sau vreo pereche de standard. Dar din momentul ce am câștigat puiul ăsta, asta e, trebuie să aduc. Încerc să caut o standardă care să zboare, mă. Stilul ăla de zbor. Nu ăștia grei cum are Alex, pentru că eu n-am voliere de aia grei. Da, să trecem la noutăți. Deci le-am făcut și lor ieri curățenie,
Aici avem juniori ăștia. Deci puișorul ăsta va ieși un pui extraordinar. Ia uitați-l. V-am spus, va ieși list într-o aripă. La noi culoarea asta se numește marmurat. Acum fiecare cu zona. Cei care au fost pe live, am văzut că la unii se numește cafeniu, deci la noi culoarea asta se numește marmurat. Oricum, pe acest al voi păstra orice ar fi, nu contează că este mascul sau femelă, va fi un pui chiar super frumos. Și ăsta este frumos, deci nu zic, va ieși și ăsta cu niște roșu pe el, ia uitați. Amândoi vor ieși moțați. Ce pot să zic, niște pui foarte frumoși, nu sunt hrăniți foarte bine, doar ce abia ce le-am adus și eu mâncarea. La galben noi avem pe amândoi, spunea cineva că va muri ăsta mic. Eu văd că se ține foarte bine, este hrănit, n-are nicio treabă, deci observați că este hrănit chiar foarte bine. Lasă-mă mă să filmez și eu puțin. Ia uitați-l pe ăsta mare. Cred că ăsta va fi masculul, dar nu garantez, vom vedea. Până la urmă și femeia este destul de ciocoasă. Deci, v-am spus, l-am inelat, inel de 2020. Urmează să-l inelez și pe ăsta micu peste câteva zile. Ouăle înfoiate căpăcite au fost limpezi, așa că le-am aruncat. Acum ei clocesc un nou de la jucătoarea bătrână, deoarece aia a plecat de pe ouă, bătând-o masculul vânăt. Dar vom vedea, poate o să mai aplic o placă de USB în exterior, gen să nu mai vadă vânătul că se duc porumbei acolo. Așa de am văzut că trag în fostul cuib al dragonilor, dar sincer nu vreau să-i las acolo și mai bine le-aș da o altă boxă dacă ar fi. M-ați întrebat de masculul creț, dacă și-a revenit. Bă, nu mai scuiopă atât de rău, dar totuși scuiopătă, pentru că el a mers foarte mult timp cu ghearele așa și automat mersul lui l-a încurcat foarte rău la mers și automat. Articulațiile s-au învățat altfel, el călcând mereu cu ghearele în interior, cu degetele, să zic așa. Dragonii, știți că au ouă, m-a întrebat ceva dacă au scos. Nu, n-au scos. N-au nicio săptămână de când au ouă, deci mai au de clocit. Le-am verificat ieri și sunt bune, deci vom scoate puișori de dragoni. Să vedem ce arătări vom scoate seria asta. M-a întrebat cineva dacă se va întoarce barca, dragonii zboară din cuib. Acum, ce pot să zic? Vedem. Poate chiar încerc să-i dau bărcii o altă boxă și să las dragonii cu boxa asta. Dar vom vedea. Bine, ți se pregăte și să ouă. Ăsta e puiul care va pleca în schimbul trestiului. Aici o mergi pe Undertaker. Are ouăle ei, deci ouăle sunt ambele bune. Stai mă că ai un pulg. Puișorul de tac la care a început să zboare și el, a ieșit și pe afară ieri. A venit pe la mine vecinul meu și puișorul de tacla era și el pe afară. Oricum, nu-l încurcă deloc aripa asta, dacă o ține el strâmbă, nu-l încurcă absolut deloc la zbor, zboară foarte bine, deci da. Ce pot să zic? Să vedem ce pui vor scoate în foiase de data asta, să vedem ce arătări. Spunea cineva să pe live dacă vor scoate mozaicuri. Nu cred. Au scos ei toate minunățile, dar mozaicuri nu cred. La adresa poveștilor. Voi pune câte o poveste pe săptămână. Da, în rest, să vă zic un pic detaliile despre voliera nouă.
Voliera nouă va fi special pentru jucători. Deci voi separa jucătorii de restul porumbeilor. Le voi face program. Bine, nu în stilul că o să le fac eu Sputnik la jucător sau nu știu ace. Îi voi separa, pot să-i las fiecare să-și ia boxă frumos, să ouă. Dimineața, când vreau să eliberez porumbeii, le voi da drumul doar la jucători. Îi las să-și facă zborul, să-i văd eu cum joacă, cum alea. Și apoi, după ce jucătorii se lasă, voi elibera și ceilalți porumbei. Voiajorii, capucinii, nu știu, creții, sau ce mai țin eu pe atunci. Și pe parcursul zilei să stea toți. Și seara, fiecare trage la voliera lui. Creții, jucătorii la jucători și restul porumbeilor în voliera asta. Ăștia și-au luat boxa, asta era logic, că din moment ce creții dispar de acolo, își ia boxa roșu. Mă rog, cuibul, că nu e boxa. Creții observați că vor să-și ia boxa până la urmă, să-și ia cuib normal, să nu mai stea pe jos. Spunea cineva pe live să nu mai las ouă pe jos, să le dau boxă. Frate, Alba a avut box acolo, masculul trăgea în box, dar femeia efectiv nu vrea să mai stea acolo. Înfăiații, aceeași chestie, aveau boxa asta de aici, dar au spart ouăle și au plecat. La liști, la listul ăsta și la femeia, n-avea ce face, doar ce femeia nu poate zbura. Și trebuia să-i dau boxe pe aici, pe jos. Dacă era dar, până la urmă, de liști îmi convine și acolo. Observați cum aleargă vânătul. Vedem ce voi face acolo. Ori dacă nu îi dau o altă boxă. Deci se poate observa că masculul cheamă la postul cuib al dragonilor. Deci, dragi colegi, ce pot să zic? Cam asta a fost și videoclipul. Astea au fost și noutățile. Uite că a făcut și un clip de 12 minute. Deci, ca la fiecare final de clip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și desigur, până la următorul videoclip, cu voi a fost canalul Eripidion. Eu m-am dus. Ciao!